poți să vrei polițiani la oază, dacă este cineva care nu poate să țină ritmul, să renunțe și să vină mai ușor. Scopul este să nu se lungească foarte, foarte mult, adică să nu fie... Foarte mult, pentru că este deja în oraș și poate să nu mai vină cei probleme pe partea asta. Deci dacă e cineva care a obosit și nu mai poate, noi o să încercăm să mergem viteza, am înțeles, cu bine 10 și 14. E mare? Nu mai mă arată dacă mergi cu 10. Păi aveți un plins, nu? Dacă se vine... Sfaturi de la poliție. Cine nu poate să nu se țină de grup. Suntem că o să fie grup prea mare. Cum e poliția, așa și mașina. Și sfaturile. Eu dacă m-aș prezenta la revizii tehnic cu așa mașină ruginită, ar zice, nu, nu se poate. Dar la ei merge. Am vorbit. Faci capul trebuie. Poliția. Mai multă poliție cu motociclete și mașini decât bicicliști. Na, exagerez. Suntem și noi câteva zeci. Dar forțe de ordine sunt exagerat de multe. Ca într-un stat pe cale să devină autocrat. Pe modelul Rusia, Turcia, Belarus. Prima dată văd motociclete la pedalare de bicicliști. Pornim de la gara feroviară Băneasa. Eu zic să vinem fără fluire, dar văd că lumea își folosește soneriile, clopoțelul de bicicletă. Nu cumva e 2:30 și suntem mai punctuali ca niciodată? Nici 2:30 nu-i. 2:28. Cine a întârziat 2 minute? Rămâne de cârd. Păi ia jandarmeria cu duba. Mașina ruginită a poliției nu vine cu noi? E rușine în trafic? Cu așa rablă? Și că aici e fântâna Miorița. Na, încă nu-i vara și nu funcționează. Dar era frumoasă, spectaculoasă. Și o luăm spre Piața Presei. Era cândva Piața Presei Libere, de fapt era presa de propagandă. Acum am văzut pe clădirea în stil stalinist făcută, am văzut reclamă la un casino.
niciodată nu reușesc să prind coada coloanei filmând așa peste cap, dar de fiecare dată îmi reușește să mă filmez pe mine. Parcă suntem delegație oficială. De aici vin toți boierii la București, de la aeroport spre centru. Cred că viteza e mai mare decât s-au anunțat și unii rămân în urmă. Eu sunt avangarda cozii. Mi-a irisit mașina în trafic. O fi tras o bășină de fasole. Poliția a vrut să nu blocăm mult circulația în oraș și a luat-o prea repede și acum coada e mai lungă și circulația oricum e blocată. Halal de polițiști, ar trebui să pedaleze ca cei de la Chișinău, măcar din când în când, să vadă cum e. Ambasada americană nu vrea să le dăruiască biciclete. În coadă au rămas mai mult femei. E clară discriminare și organizatorii trebuie să coboare de pe motociclete și să facă înțelegeri mai responsabile cu poliția. Să nu mai accepte viteze de 15-20 km la oră ca să scape mai repede de noi și să pornească 2 minute mai devreme. Asta e exact inversul lui ce și-au dorit. Să încurajeze oamenii să participe și să pedaleze. Demonstrația romilor de sâmbătă trecută a fost și mai penibil, a fost împinsă pe trotuar când erau de 5 ori mai mulți decât aici oameni, fără biciclete, dar mulți și nu încăpeau pe trotuar. I-au împins pe toți pe trotuar și au lăsat să coacă la soare. Aici, poftim, am ocupat tot drumul. Chiar dacă se vorbea despre o singură bandă. Și ne aleargă prin oraș. Ca să ce? Ca să pedalăm cât mai puțin? A, se revoltă totuși. Unul dintre organizatori, sper. Sau un participant de rând. Probabil s-a revoltat că ne aleargă. Mai sunt oameni în spate, da. Au rămas din capul lor. Jandarmii din spate claxonează cât pot, ca ultimii cocălari. Când au văzut că-s filmați, gata, s-au oprit. Dar făceau un zgomot până acum, fiecare 10 secunde tot apăsau pe claxon. Pe sirena aceea lor, iritant. Era clar că ne intimidează. Omul când pedalează, taman de asta are nevoie. Să fie claxonat. Așa, așa. Eu tamam știu ce să fac când faci așa zgomot. Și încă bine că eu sunt pățit și priceput, dar oamenii care pedalează rar, puțin, sperie atât de tare încât poate să cadă jos de pe bicicletă. Jandarmeria apără hoția și pericol public. Și cam
așa au fost de la crearea ei încoace. Fix se numea miliție, fix se numea poliție. Băieți, îi splânc le-a ieșit sufletul. Pedalând, cineva a văzut că aveam 24 de km la oră pe alocuri. E clară bătaie de joc. Poliția ne-a alergat ca pe hoții de cai, cum se zice. Ei pe motociclete, în mașini și noi pe biciclete și hai, scăpăm de voi cât mai repede. Asta sigur nu e acțiune civică, nu-i promovare mersului pe bicicletă, e bătaie de joc. Organizatorii să învețe lecția asta și altă dată să fie mai hotărâți și mai categorici cu organele. Organele altă treabă n-au, vor scape mai repede de noi și să meargă la poker. Turiștii înțeleg cât e de important asta și ne salută. Dar probabil bucureștenii, prinși în trafic, ne înjură de mama focului, că de ce le-am blocat circulația, de parcă oricum nu era sufocat traficul în București. Mai ieșiți și voi pe biciclete, poate nu neapărat așa la grămadă, organizat, dar ieșiți din mașini, ieșiți din casă, exprimați-vă pe două roți. Deci sănătos și ecologic. Știu. Am trecut ca niciodată pe lângă primărie în tăcere și abia după primărie s-a apucat de claxonat hipsterii mea pe biciclete și au apăsat din nou jandarmii butonul sirenii. Credeam că va fi. Noi o bandă, mașinile o bandă. Dar până acum oprea toată circulația pentru noi. Ca să fim înjurați. Avem presă să mediatizeze, ne filmăm noi, băgăm pe rețele sociale și gata. Declarăm epoca presei mainstream încheiată. Aici e capăt de tură. Unii la deal nu prea mai pot. Eu am putut până aici, locul fapte, unde am filmat poliția și m-a amendat cu 1100 de lei. Să vedem ce o să zică judecătorie sector 6. Că n-am de gând să plătesc pentru că am filmat și pentru că i-am criticat. Nu cumva asta e Hitler? Păi? Din istorie. Aha. Da, a fost un monstru. Așa, și nici cu Stalin nu prea e coșer să te afișezi, nu? Nu ai voie cu semne indecente. Gen, poate, dar poți trece ai voie. Înțeleg, dar de ce l-ai afișat? Vrei să zici ceva? Îmi place în fața lui, e afișat frumos. Da, e simpatic. Dar la câte, la câte monstruozități a făcut? Ce drag ne-a făcut atunci? Păi sperăm să ajungă și el. Mai bine ca Hitler, la răcoare. Da.
m-a dezamăgit băiatul și ala sper că nu-i din organizatori. Organizatorii ne-au zis, fără mesaje, în afara temei de pedalare civică curajoasă.